S-a semnat, s-a parafat, este 100%, mai e vreun semn de întrebare? 100%, jucătorul a semnat, nicio problemă. Doriți-i să aibă succes și că se poate. Pe ce perioadă a semnat? În ce fel s-a făcut transferul ăsta? A semnat împrumutat 6 luni cu opțiune de încă 3 ani, care Steaua va face la sfârșitul lui mai. Deci, e opțiune obligatorie sau opțiune simplă? Adică n-are dacă joacă un anumit număr de meciuri sau dacă are un... Nu. O face Steaua numai la sfârșitul sezonului când... Trag linie și dacă sunt mulțumiți... Dacă va fi mulțumită. Am înțeles. Și în condițiile astea n-a plătit nimic pentru el? Urmează să plătească din vară, dacă va fi cazul? Sau bine? N-a plătit ceva sau n-a plătit, dar cred că cea mai importantă chestie este că în vară Steaua va face opțiunea. A contat mult faptul că are varianta acestei opțiuni. Da, e normal, pentru că depinde dacă ajung pe locul 2, ajung în cupele europene, să bat pentru titlu, mai ales dacă iau titlul și sau dacă el are o evoluție extraordinară, nu e nicio problemă. Unde ar putea juca? Fundaș dreapta, mijlocaș dreapta, mijlocaș stânga? Are mult mai multe variante acestea. Mult mai multe. Are și pe dreapta, și pe stânga, și mijlocaș, și atacant. Orice îți zice. Așa că a făcut două achiziții bune. De ce a plecat el de acolo? El a fost nemulțumit acolo? Sau? Niște probleme cu antrenorul, începuse să-l bage fundaș și așa mai departe. Asta e. În urmă e bine că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Da. Interesant e că în condițiile astea el la FCSB vine să joace foarte probabil și fundaș, dacă nu cumva în primul rând fundaș. Corect. Și fundaș, și dreapta și stânga, și mijlocaș, și mijlocaș. Știu că trei poți. Așa că nu e o problemă. Da, nu mă întrebam de nemulțumirea lui legată de faptul că în Polonia era folosit fundaș, că vine aici tot fundaș. Cum ai zis? Spuneați că e nemulțumit sau era nemulțumit că în Polonia antrenorul folosea... Nu, fundaș când juca cu trei, mai ales în meciurile amicale, cu trei fundași. Și atunci a avut o discuție cu antrenorul Borgolios și asta e. Discuția sau interesul lor pentru Sorescu a apărut acum, în ultima perioadă, sau e o chestie mai veche? Era mai veche din partea Stelei, nu și din partea clubului, dar clubul e un grup care respectă mult ceea ce zice antrenorul și probabil a contat părerea antrenorului. Credeți că vor fi probleme, eu știu, din punct de vedere al suporterilor, faptul că el a jucat la... Nu. Dinamo nu s-a mai întâmplat de ceva timp un asemenea transfer între... Da, nu e nicio problemă.